Sălile de sport nu prezintă risc de transmitere COVID-19 și contribuie la creșterea imunității. Un studiu european confirmă faptul că frecventarea unei săli de fitness, dacă sunt respectate regulile de igienă și distanțarea socială, nu crește probabilitatea de îmbolnăvire cu COVID-19. Pandemia de COVID-19 a intervenit în viața cotidiană a fiecăruia și a insuflat teamă. La fel ca și alte activități și mersul la sala de sport a fost afectat de coronavirus. Însă, un studiu arată că sala de fitness nu reprezintă risc de transmitere COVID-19, ci contribuie la creșterea imunității. În această perioadă, oamenii se feresc în general să mai vină la sală. Da, oamenii se feresc să le fie bine. Ai mai pământat așa ceva. Deci oamenii fug de ceea ce îi poate ajuta. Pentru că, din păcate, nu vedem niciun program prin care să prevenim, ci doar să combatem. În jurul sălii am cinci farmacii. Dacă vă uitați pe fereastră și acum văd, stau oameni la rând. Asta este nivelul de educație pe care, din păcate, îl avem la noi în țară. În timpul pandemiei COVID-19, mai multe țări au adoptat legi privind închiderea sălilor de sport, deoarece s-a presupus că măsurile simple nu vor fi suficiente pentru a ține sub control transmiterea virusului. Totuși, cel mai recent studiu indică faptul că sălile de sport sunt sigure, iar opinia generală confirmată de OMS este că activitatea în centre sportive crește imunitatea și ajută oamenii în lupta contra virusului. Noi, prin. ceea ce facem, încercăm să educăm oamenii. Sistemul imunitar, fie te naști cu el, fie încerci să încerci să-ți-l întărești. Ce-l slăbește? Frica, teama, lipsa mișcării, obezitatea, o proastă alimentație. Păi, ce vedem noi în jurul nostru? Teamă și frică. Nu, fraților! Purtați mască, spălați-vă, dar faceți mișcare, mâncați sănătos, plimbați-vă! Și cel mai important, socializați. Poți să socializăm și cu masca pe față. Poți să socializăm și la telefon. Dar nu stați închiși. Nu stați negativiști. Totul pleacă din creier și din cum noi încercăm să trecem pe această perioadă. Din păcate, uitați, sala nu e multă lume. Ce, cum am zis că facem sistemul acesta imunitar să ne trăim? Prin alimentație și mișcare. Un raport științific arată că activitatea fizică ajută la combaterea celor mai importanți factori de risc pentru comorbiditățile acute.